Un gest violent și scandalos, așa a calificat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, gestul preotului din Iași, care a lovit o enoriașă. Vasile Bănescu a condamnat agresiunea și incultura laică și teologică instalate în mediul clerical și a adăugat că preotul face acum subiectul unei anchete a eparhiei din care face parte. Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni a fost filmat în timp ce lovea o femeie în curtea unei biserici, de față cu mai mulți martori. Confruntat cu imaginile, preotul a spus că nu a făcut decât să o împingă pe enoriașă, care ar fi avut probleme de comportament. Femeia a făcut plângere la poliție.